Iar noi vrem astăzi să transformăm instituția spirituală, ceea ce numim noi biserica, sau încercăm câteodată să-i dăm o tentă în care să credem că tot ce trimite Dumnezeu e de la Dumnezeu. Nu! Ne arată Patericul că fiind doi frați acolo în pustie, repet, în pustie, unul a văzut o groapă cu bani și unul a văzut tot. Și a zis așa, cel ce a văzut-o primul, din asta știu eu ce fac. Și s-a apucat el în mijlocul pustiei și a construit chinovia. Celălalt a zis, asta nu-i treaba mea, asta e treaba lumească. A trecut peste groapă și a luat ce a scos toatirea și s-a dus mai adânc în pustie și s-a rugat. Cel care a făcut chinovia s-a dus la Sfântul Simeon Stârnicu și a zis așa, părinte, am dat peste o groapă, peste o comoară și uite, am făcut aici în pustie o mare chinovie să fie de model pentru frații săraci, frații necăjiți. Greu lucru ți-ai agonisit. Urcă-te pe un stâlp și stai acolo 20 de ani și te pocăiești. Dacă pusnicului îi trebuia chinovie, îl trimitea Dumnezeu la chinovie. Dacă l-a trimis în pustie, știe de ce l-a trimis în grotă și în peșteră. Și s-a supărat Sfântul și a arătat că nu materia este cea care însoțește mântuirea, dar mântuindu-ne folosim materia. Noi trăim ca să muncim, mâncăm ca să trăim, dar nu trăim ca să consumăm și să mâncăm. Vedeți? Oamenii într-atât au ajuns acum că nu mai știu ce să inventeze. Dacă s-ar inventa, nu exagerez, cred că sunt 10.000 de rețete de mâncare care dacă le gust, n-au niciun gust. De ce? Pentru că lumea a nebunit și ce are prin cap, aia pune în farfurie. Pe când dacă te duci la țăran, la țară, găsești 4 mâncări pe care eu în 50 de ani le-am folosit permanent și am văzut că au același randament. Ori mămăligă cu lapte sau cu brânză, ori mămăligă cu ou sau cu brânză, ori lapte cu pâine, ori o bucată de pește, ori un borș din legume și gata mâncarea. Începând de la foie gras și până la nu știu mai ce și până la nu știu ce și până la nu știu cum și sos de nu știu ce și nu vă mai dau denumirile franceze, luați-le la Masterchef, toate farfuriile alea desenate cu tot felul de găinării nu fac decât să arate cât de ipocriți suntem în fața lui Dumnezeu, care dacă ar da o secetă pe fața pământului de un an, doi, sau ar ridica apele văzduhului, sau ar strânge apele pământului, noi am roade iarba și foaja de copac, cum fac fiarele în pădure. N-am mai vrea foie gras. Dar ce se întâmplă? Am ajuns atât de sarcastici în contactul cu Dumnezeu, de 10 ori mai sarcastici decât în contact cu credința. De ce? Tot ce este vechi am anulat și am aruncat, tot ce este nou și au venit de colo și de colo și de colo, tot am adus la autohton, am scos autohtonul și am băgat modernul și am ajuns, cum se spune, să mâncăm ciorba cu furculița, numai să arătăm cât suntem de snobi și de mandicoși. Ei, am mers cu această prostie a gândirii umane dusă la exacerbat, până la îi spune preotului, domnule, nu mă pot împărtăși din potirul dumitale, pentru că mi-e frică de microbi. Ar trebui un detector de microbi la potir, când vii ca să te apropii să te împărtășești, să pună la microscop să vadă dacă nu este cumva în împărtășanie vreun microb. Dar până acum nu s-a demonstrat moartea nimănui din Sfânta Împărtășanie. Cei mai mulți oameni au murit din prostie. Prostia este principalul dușman al omului care îl desparte de viață și de Dumnezeu. Dacă crezi în Dumnezeu, nu vei muri niciodată. Cel ce crede în mine, viu va fi, spune Hristos Domnul. Iar credința are atâta ușurătate și are atâta
relaxare în ea și are atâta simplitate încât nu o poți descrie în cuvinte omenești. Și pentru că v-am mustrat eu cât am vrut eu, cum am vrut eu, sau v-am certat eu după legea mea, am să vă închei cu o idee să vedeți ce înseamnă credința simplă. Un oarecare din asta care face misiune, misionar, a ajuns într-un stat de ăsta de oameni săraci care stau prin colibe și care se hrănesc cu fructe, cu rădăcini, cu poame, cu ce cultivă ei în jurul caselor, acolo în junglele lor, în câmpiile lor sărace. Și pastorul respectiv care a venit și era el învățătorul lor, misionarul lor, i-a învățat că cea mai bună faptă față de Dumnezeu este milostenia. Și a învățat întotdeauna când fac lucrul acesta să-l facă cu deosebită tăgăduință, cu deosebită atenție, cu deosebită înțelepciune, iar dacă constată, repet, dacă constată cumva că Dumnezeu le ascultă rugăciunea, să facă așa în continuare cum au făcut atunci când au observat darul lui Dumnezeu. Unul din acei băștinași ai locului, învățat de la biserică că trebuia să dea milostenie, în fiecare seară când făceam o măligă de miei, împărțea în trei. O parte copiilor, o parte el cu soția și o bucățică din mămăliga aia de miei o punea într-un castron, punea niște lapte de la animăluțele lui pe care le mulgea acolo în pustie respectivă, ce-o fi fost capre sau vrădihane de asta, lamă sau ce creșteau ei în zona respectivă. Și ducea în fundul grădinii unde trecea un drum ușor și putea trece orice om pe acolo. Era un drum, cum se spune, public, prin șperla junglei pe acolo. Bine, și aveau ei cătunul și punea în fiecare sară sub un smochin, sub un pom de ala, castronelul cu lăptic și cu mămăligă și în fiecare dimineață îl găsea gol. Și mulțumea lui Dumnezeu că a mâncat din mâncarea lui. Și mergea și îi spunea pastorului, am și spor în gospodărie. Am și ajutor de la Dumnezeu. Am și bucurie în suflet. Am și mulțumire. Copiii mi-s sănătoși, nevasta mi-s sănătoasă. Pământul îmi rodește. Mulțumim lui Dumnezeu de ce avem. Simt nevoia tot timpul să fac lucrul ăsta și nu o să mă opresc niciodată. Fă! Fă, omule, fă! Când a îmbătrânit acel misionar și și-a dat sufletul, a fost trimis un alt misionar la biserica lor, dar de data aceasta, unul din acesta a școlit, trecut prin dogmatici, prin cateheză, prin liturgică, prin explicațiile acestea agnoste, moderne, pline de imperativul credinței. Și când omul a venit să se spovedească, să-și spună și el păsurile, noul concurent, cel ce a ocupat locul acolo de misionar, l-a întrebat, tu ce faci pentru Dumnezeu? Păi facem rugăciune, uite, Tatăl nostru, facem atâtea mătănii, postim în cutare zile, facem fapte bune și în fiecare zi eu și familia mea punem în drumul uliții cătunului nostru un castronel cu mâncare, cu mămăligă proaspătă, cu lapte pentru trecători și totdeauna Dumnezeu mănâncă de acolo și noi suntem mulțumiți că în casa noastră este spor. Prostii tâmpenii! Cum poți să crezi asemenea porcării? Unii au zis că Dumnezeu mănâncă. Dumnezeu e imuabil, incomprehensibil, e nevăzut, e nemărginit, e inodor, e incolor, n-are miros, nimeni nu-l pipă. Ce prostii mănâncă Dumnezeu la tine în curte? Ia să vii să-mi arăți tu mie unde pui mâncarea în curte. Omul s-a zdrobit în sinea lui, dar a zis, mă, cred că ăsta nu prea le are cu religia. Era religia lui care o învățase el. Și a zis, hai să-l duc să vadă. S-a uitat la analizat castronul pe toată partea și a spus așa, de seară vom sta amândoi aici și îți voi demonstra că Dumnezeu n-a mâncat niciodată la casa ta.
Și ai să vezi că ești un prost și crezi în tot felul de bazacone. Zis și făcut. S-au băgat într-un fel de tufă din asta verde, au stat până s-a întunecat, a pus acolo castronelul cu lapte și, într-adevăr, o hienă și șchioapă cu trei pui a venit și a mâncat totul din castron. Și atunci el a zis, da, ăsta e Dumnezeul la care te închin tu? Idolatrie, ești excomunic. Ăsta supărat a spus, dați-mi voie să fac un raport episcopului. Scrieți ce vreți și mergeți cu mine la episcop, veniți personal. Când s-a dus la episcop, repet, și aici fiți atenți, ce înseamnă înțelepciunea duhovnicească și mintea înțeleaptă, episcopul a spus, care este problema? Păi nu a preasfințite, preasfințite stăpâne. Ăsta e un aiurit. Pune mâncare noaptea pintufie și mănâncă animale și spune că mănâncă Dumnezeu. Preasfințite episcop. Eu lucrul ăsta l-am făcut sub misionarul vechi 20 de ani. Și mie copiii mi-s sănătoși. Casa mi-e bună, femeia mi-e bună, bogăția, roada pe lângă casă, toate cresc și din mila lui Dumnezeu. Noi așa trăim aici în pustiul ăsta de 20 de ani și n-am murit de foame. Și credem în Dumnezeu. Și sunt sigur că Dumnezeu e în casa noastră și a mâncat cu noi la masă. Scriem tot ce ai spus și las aici. Și du-te liniștit la casa ta. Nu te excomunică nimeni, eu am să hotărăsc asta. L-a pus și pe celălalt să scrie tot. Și bineînțeles că ăsta a scris cu lux de amănunt, cum a văzut el și cu tare. Și episcopul i-a spus, frăția ta ești un teolog bun. Dar nu ești pentru pustia aceasta. Uite, am să te recomand celui mai mare decât mine să te pună undeva într-un oraș la o catedră, pentru că tu ești un om luminat cu multă minte. Spune-mi ce s-a întâmplat în această congregație, în acest sătuc, parohie, unde te-am trimis eu de atâta vreme. Păi foarte mulți s-au supărat și n-au mai venit la biserică. Foarte mulți nu s-au mai închinat, n-au venit să mai asculte slujba, n-au mai venit la liturghie, n-au mai venit la spovedit, n-au mai venit la împărtășit. Nu le-a plăcut ce le-am spus. Ei, nu-ți înțeleg ei vocabularul tău și cunoașterea ta de Dumnezeu. Uite, frăția ta te duce înapoi la centru de unde ai venit cu această scrisoare de la mine și te adresez acolo. Pentru că știi ce a făcut frăția ta? Ai zdruncinat credința șubredă și curată a unor oameni care îl văd pe Dumnezeu atât de simplu. Dacă este nevoie până la urmă și în orice făptură care mișcă, că de el e creată. Și tu ai stricat această lucrătură. Du-te de aici! Mă voi duce eu să cercetez cazul la fața locului. Și când a ajuns episcopul în satul respectiv, unde erau acei năcăjiți, amărâți, a spus așa episcopul. Să vină la mine împricinatul care a avut plângere la episcopie că vreau să stau de vorbă cu el. Eu sunt preasfințit, vă rog să mă iertați, poate am greșit, dar repet încă o dată, sunt sigur că în toți acești ani Dumnezeu a mâncat în casa mea. Da! Stai jos, că azi la liturghie te fac preot. La hirotonit și a spus, rămâi aici în satul tău și învață-i pe toți credința ta. Pentru că ceea ce ai făcut tu îi place lui Dumnezeu. Și într-adevăr Dumnezeu era la casa ta. Dar ceea ce a făcut preotul care l-am trimis aici nu îi place lui Dumnezeu. Pentru că apostolul Pavel spune așa, m-am făcut tuturor toate ca să-i fac pe toți una în Hristos. Cu cel slab m-am făcut slab
cu cel păgân m-am făcut păgân, cu cel elin m-am făcut elin, cu cel slobod, slobod. Adică ce se întâmplă? Credința acestor femei simple, care la prima vedere pare o nimica toată, este de fapt tot fundamentul credinței, că omul dacă crede, nu repet, că n-are rost să repetăm același lucru de 10 ori, când copilul, uitați, se aducă mamei si lemn din Sfânta Cruce, a cioplit asta, șchija aceea, surcica din bareta, din vapor, când cobora de pe punte. Și a spus, mamă, ți-am adus lemn din Sfânta Cruce. Jumătate de sat s-a vindecat. El, văzând toate lucrurile alea, s-a speriat. Și a zis, mamă, mamă, nici vorbă de lemn de Sfânta Cruce. Eu am uitat tocmai de atunci. Asta e o surcică din lemn la vapor. Nu, uite, mai prostanule, ai văzut că se vindecă lumea și acum vrei să-mi iei, crezi că-s proastă, ți-o dau? Adică, știți ce se întâmplă? Credința poate face dintr-un lucru mic un lucru mare. Dintr-un lucru nesemnificativ un lucru important, dintr-un lucru nesfințit un lucru sfințit, dintr-un lucru stricăcios un lucru nestricăcios. Și credința poate face dintr-un om necredincios un om credincios. Amin.